În urma încheierii la începutul acestei săptămâni a contractului de demarare a lucrărilor parcului Evergreen, urmează să se salubrizeze zona și să se finalizeze cât mai repede etapele proiectului. Sigur, de mâine deja vor delimita zona, vor începe să facă prima dată curățenie, după care începem să... Va fi un șantier și pe 3-4 luni de zile aproape va fi puțin zgomot, pentru că am cerut constructorului, având în vedere că acest proiect trebuie să fie gata la sfârșitul anului, să lucreze și noaptea. În cadrul lucrărilor sunt prevăzute crearea de locuri de joacă, piste pentru bicicliști, platforme pentru fitness, alei pentru alergat și roller parcuri. Un parc destul de frumos, întins, vă spuneam, de aproape 3 hectare, în centrul orașului, alei de promenadă, de locuri de joacă pentru copii, foarte multă verdeață. Proiectul Evergreen are o valoare totală de 17 milioane de lei, din care contribuția Uniunii Europene este de 6,3 milioane de lei, cea a Guvernului României 535 de mii de lei, iar cea a Primăriei Mangalia de 9,5 milioane de lei.